Înțelegem că Emil Boc, primarul Clujului, ar fi cel mai văzut liberal din Partidul Național Liberal. Ce știți? Cel mai văzut, cel mai văzut din partid. Cel mai bine văzut, cel mai bine cotat chiar primar. Domnul Boc a avut... Cât de mult cântărește opțiunea lui pentru Congres? Clujul e văzut ca un model și în Ardeal și în România. Ne uităm unii cu invidie la Cluj. S-au făcut lucruri, sigur, mare bune, adică trebuie spus deschis. S-a văzut că domnul Boc este apreciat de clujeni în 2012, când după un mandat sau niște mandate de prim-ministru cu probleme, pentru că nu neapărat de vina dânsului, a fost și criza economică, au fost și interferențele președintelui de atunci, schimbări de garnituri, când domnul Boc avea o imagine foarte proastă în țară, totuși a reușit să-și recâștige mandatul de la Cluj. Asta spune că la Cluj era totuși bine văzut. Deci PD atunci, PDL, era într-o cădere mare de popularitate în 2012, dacă vă amintiți. Și totuși dânsul a câștigat alegerile locale. Asta spune multe și... Tot de dânsul îmi amintesc că o susținea pe Elena Udrea în trecut, la alegeri. Da, a fost opțiunea dânsului în cadrul PDL. Era fostul președinte, Traian Băsescu, în poze. Da.